Coreea de Nord, probabil cea mai închisă țară a planetei. Nu puțini au fost analiștii de politică externă care au comparat-o cu un uriaș lagăr în care trăiesc 25 de milioane de oameni. Cu o economie centralizată, muribundă, produsul intern brut pe cap de locuitor este de doar 1.800 de dolari, în condițiile în care al României este de 12.300 de dolari. Comparația cu România nu este întâmplătoare, în condițiile în care, până în 1989, liderii celor două țări au fost prieteni buni. Nicolae Ceaușescu a vizitat Coreea de Nord de mai multe ori, prima dată în 1971. A fost impresionat de primirile fastuoase pe care îi le organiza Kim Il-sen și a impus și în România modelul nord-corean. Mâncare pe cartelă, magazine mai mereu goale, cozi nesfârșite și manifestări populare uriașe pentru slăvirea cuplului prezidențial. În prezent, Coreea de Nord este condusă de Kim Jong-un, un tânăr de 28 sau 29 de ani, nepotul lui Kim Il-sen, fondatorul statului, mort în 1994, dar considerat președintele etern. Kim Jong-un a preluat conducerea în decembrie anul trecut, atunci când Kim Jong-il, tatăl său, a murit. Comunitatea internațională a auzit pentru prima dată de noul lider abia acum 2 ani, când surse sudcoreene l-au indicat drept viitor lider al fenianului. Coreea de Nord a vrut să-l prezinte lumii pe Kim Jong-un în aprilie, când țara sărbătorea centenarul nașterii fondatorului. Printr-un gest fără precedent, câteva zeci de corespondenți străini au primit viză pentru a transmite lansarea unui satelit de telecomunicații și manifestările populare gigantice. Cum racheta a explodat la câteva zeci de secunde după ce a părăsit rampa, centrul de greutate s-a mutat pe demonstrații. O paradă militară faraonică trebuia să șteargă rușinea și să arate lumii că țara lui Kim Jong-un este o mare putere. Parada a durat 2 ore, timp în care câteva mii de oameni au stat cu mâinile ridicate și au agitat în permanență niște sorcove roșii. Autoritățile pun efortul lor pe seama dragostei pentru fondatorul țării, Kim Il-sen. La o privire mai atentă, observ că, de fapt, demonstranții sunt în permanență bine supravegheați de oameni care se asigură că totul arată bine. Când cineva își pierde entuziasmul, este schimbat. O tânără ușor apatică, ce făcea notă discordantă, a fost imediat schimbată cu un manifestant mai inimos. Un milion de oameni s-au strâns în centrul capitalei nord-coreene pentru a asista la paradă. Reprezentanții tuturor armelor au trecut prin fața tribunei în care era chiar liderul absolut, Kim Jong-un. Armata nord-coreeană este a patra armată a lumii ca număr de militari. Armamentul este în mare parte de proveniență sovietică și nu de puține ori e învechit. Coreea de Nord are în jur de 2500 de transportoare blindate, peste 400 de tancuri și peste 400 de avioane de vânătoare. Fenianul vrea să arate prin această paradă că are o armată extrem de puternică. Într-o țară cu 25 de milioane de oameni, sunt 8 milioane de militari activi și în rezervă. Fenian, ca populație, este un oraș comparabil cu Bucureștiul. Capitala Coreei de Nord are puțin peste 3 milioane de locuitori. Așa arată Fenianul, capitala Coreei de Nord, la ora prânzului. Auziți în difuzoare muzică patriotică. Suntem într-o zonă foarte importantă a orașului. Suntem în centru. În spatele meu puteți vedea un monument important care a fost ridicat în 1995, atunci când s-au împlinit 50 de ani de la înființarea Partidului Muncii din Coreea.
În ultimii ani, regimul de la Phenian a construit clădiri înalte care să impresioneze puținii străini veniți în vizită. Autoritățile nu vor să vezi decât aceste zone dichisite și încearcă să ascundă mahalalele. Dintr-un restaurant situat la etajul 47, am încercat să filmăm panorama Phenianului. Nu am avut voie să înregistrăm decât partea frumoasă. Teoretic, totul este gratuit. Statul îți dă apartament, nu ai voie să cumperi unul. Oamenii nu au voie să cumpere nici mașini. Așa se explică de ce trotuarele sunt mai aglomerate decât șoselele. Foarte folosit este și metroul construit după cel din Moscova. Ghidul ne arată mândru stația impunătoare, însă nu ne lasă să filmăm în tren. Gata! Am filmat totuși vagonul învechit, în care, normal, pe un perete atârnau portretele lui Kim Il-sen și a lui Kim Jong-il. Binevoitor, ghidul ne-a explicat de ce nu avem voie să filmăm în tren. Deși am filmat tot timpul, metroul nu a părut să fie afectat, așa cum ne explica nordcoreanul. În oraș, din loc în loc, erau cozi la diverse magazine. Din nefericire, deși am cerut să intrăm într-unul, nu am primit aprobare. Pot să vă spun că cel mai mare magazin, doar pentru străini, amplasat în holul hotelului în care am stat, arăta mai rău decât un shop de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Găseai țigări autohtone, apă, sucuri, conserve de carne și bomboane rusești. Nici măcar aici nu am avut voie să filmăm. No? Ok. No? Am încercat să vorbim cu nordcoreenii obișnuiți. Am făcut-o cu ajutorul ghidului. În mod normal, oamenii nu au voie să vorbească cu străinii. În momentul în care am întrebat-o de ce este așa de importantă ziua de naștere a lui Kim Il-sen, această femeie s-a blocat pur și simplu. Femeia este ospătăriță și e foarte mulțumită că de ziua președintelui etern statul i-a dat pentru copil un cadou. Adică dulciuri. Bomboane și am uitat cum să vă spun, multe, multe, cam becazit ați eu? Cam becazit eu? 15 feluri. De bomboane. Da, de bomboane. În Coreea de Nord mâncarea se dă pe cartelă. Ghidul ne-a spus că într-o lună un om are dreptul la 5 kg de cartofi și 1 kg și jumătate de carne. Asta dacă magazinele au marfă. În urmă cu 6 ani, Amnesty International a dat publicității un raport al UNICEF care arăta că 7% dintre copiii nordcoreeni suferă de malnutriție gravă, iar 37% sunt cronic subnutriți. Potrivit programului pentru alimentație al Națiunilor Unite, 3 milioane de nordcoreeni sunt dependenți de ajutorul alimentar. Câteva zeci de jurnaliști străini grăbindu-se să prindă loc la o manifestație la care participa și liderul absolut al țării. În centrul capitalei, câteva zeci de mii de oameni așteaptă deja venirea lui Kim Jong-un. Sunt militari, muncitori, intelectuali, dar și elevi de școală primară care sunt pe poziții cine știe de câte ore. Am fost aduși la o demonstrație la care va participa și liderul suprem Kim Jong-un. Controlul de securitate a durat în jur de 3 ore. Am fost aduși aici. Puteți vedea, sunt zeci de mii de oameni care îl așteaptă pe lider, sunt și sus, acolo, pe deal. Nimeni nu știe cât vom aștepta până când liderul nordcorean va veni aici. După o oră a apărut și tânărul comandant suprem. El a asistat la dezvelirea statuilor înaintașilor săi, Kim Il-sen, bunicul, și Kim Jong-il, tatăl său. Oamenii din primele rânduri au aplaudat zgomotos și au strigat numele noului lider. În momentul în care a observat că este filmat, un demonstrant, până atunci impasibil, a început brusc să plângă. Manifestația n-a durat mai mult de o oră. Imediat după, sute de mii de oameni au împânzit străzile din centrul capitalei Phenian. În grupuri foarte mari, ei pleacă din zona centrală spre locuințele de la periferie.
Kim Jong-un a ținut să se întâlnească și cu reprezentanții armatei, cea mai importantă instituție din Coreea de Nord. Pe stadionul Kim Il-sung s-au strâns peste 50.000 de oameni. Songun, în coreană, înseamnă armata pe primul loc. Se vede și pe acest stadion. Câteva mii de ofițeri superiori și inferiori au venit să-și întâlnească comandantul suprem, pe Kim Jong-un. Liderul nu a vorbit, doar a ascultat discursul președintelui Parlamentului și din când în când a salutat mulțimea. La un moment dat, tânărul Kim a părut distras, s-a uitat în gol și a bătut darabana în masa de prezidiu. În rândul demonstranților, câțiva au ațipit și doar aplauzele furtunoase i-au trezit din când în când. Manifestațiile dedicate centenarului nașterii lui Kim Il-sung au culminat cu un extravagant foc de artificii, comparabil cu cel de la Sydney de anul nou. Pentru a ajunge la acest nivel de performanță, miile de dansatori se antrenează fără oprire cu mult timp înainte de spectacol. Mai sunt două zile până la sărbătoarea de pe 15 aprilie. Suntem în piața Kim Il-sung, cea mai mare piață din capitala Coreei de Nord, Pyongyang. Aici sunt mii de tineri care se pregătesc pentru parada de pe 15 aprilie. În timp ce unii repetă pașii de dans, alții stau ghemuiți lângă pereții clădirilor din piață, încercând să fure câteva minute de somn. Tinerii par epuizați, semn clar că se antrenează aproape non-stop pentru spectacolul ce va marca 100 de ani de la nașterea lui Kim Il-sung. Ghidul nostru spune însă că dansatorii nu au de ce să fie obosiți, pentru că se antrenează de doar două săptămâni. Am întrebat-o pe o studentă dacă merită tot acest efort. Aceasta este traducerea exactă, făcută de un român specialist în coreană. Ghidul a considerat că fata nu a vorbit destul despre marele lider și a adăugat el câte ceva în momentul în care ne-a tradus. Ziua felicitării este cel mai important, pentru că 15 aprilie este ziua nașterii marele conducător Kim Il-sung. Noi sărbătorim cu cel mai mare felicitări. Nu doar dansatorii s-au pregătit cu mult înainte de demonstrațiile din 15 aprilie. Peste tot prin Pyongyang, muncitorii au făcut ultimele retușuri, au curățat zona și au adus flori. În centrul orașului, unde urma să aibă loc o manifestație la care participa însuși Kim Jong-un, câțiva soldați nordcoreeni, înarmați cu cârpe și lighene, au adunat apa de pe asfalt. Impresionant! Uite, după tot ce vezi în Pyongyang, poți spune fără să greșești că țara cu o populație de 25 de milioane și cu un produs intern brut minuscul este proprietatea absolută a dinastiei Kim. În Coreea de Nord totul este despre lider. Practic, țara gravitează în jurul comandantului suprem Kim Jong-un. La televiziunea oficială vedem parada pentru a treia oară în mai puțin de 24 de ore. Acesta este The Pyongyang Times, un ziar de limbă engleză. Primul articol, articolul de pe prima pagină, Kim Jong-un vizitează școli, inspectează unități ale armatei și o fabrică de mașini. La fel, în revista de limbă engleză Coreea găsim primul articol despre vizitele comandantului suprem Kim Jong-un. Acesta este un CD cu muzică din Coreea de Nord.
cele mai multe cântece le sunt închinate liderilor. Songs, cântec pentru generalul Kim Jong-il, tovarășul Kim Jong-il este comandantul nostru suprem. Aici totul este despre lider, fie că se numește Kim Il-sen, fie că se numește Kim Jong-il sau mai nou Kim Jong-un. Coreea de Nord a acceptat intrarea în țară a 140 de jurnaliști, cei mai mulți au fost chinezi și ruși, însă au fost la Phenian și echipe ale marilor televiziuni ca BBC și CNN. În Coreea de Nord, corespondenții străini sunt ușor de recunoscut. Ei sunt obligați să poarte o banderolă albastră pe care scrie cu alb presă. Jurnaliștii coreeni sunt și ei ușor de recunoscut pentru că au aceeași banderolă, scrisul însă este galben și cei pe care eu i-am întâlnit în perioada pe care am petrecut-o la Phenian, cei mai mulți dintre ei purtau uniformă. În permanență am fost însoțiți de un ghid vorbitor de română și angajat al Ministerului Afacerilor Externe nordcorean. El ne spunea ce avem voie și ce nu avem voie să filmăm. My connection is fine. I you know, we have to try and keep friendly relations with the people who are touring. We have been allowed rare access to this country and we understand that access could be stopped at any moment. Indeed, many foreign reporters wanted to come and report on this particular rocket launch and the celebrations, but many people were not allowed. So, you know, do you want to annoy them and never be allowed back? There's a balance to be struck in the tone of the reporting. Ghidul a fost în permanență cu noi, în momentul în care am fotografiat un punct de control unde manifestanții erau controlați cu detectoare de metal, el mi-a verificat aparatul foto și mi-a cerut să șterg fotografiile. Asta e de la paradă de ce faceți așa? Dar nu e unul care filmează, deci un militar care filmează, ce e? Uitați-vă pe toate, 170 toate. Deci e un apus ăsta. Apus, e soarele. Asta e Kim Jong-un. Păi nu, dar zic că e de, nu-i nimic. Dacă i-am spus că n-am făcut ce trebuie. Uite și uitați-vă, că nu-i nimic. La un moment dat, într-una dintre ieșirile noastre în oraș, am fotografiat un om care stătea pe marginea unui râu. Reacția ghidului a fost vehementă. Un om acum... Uie foame din cauza aceasta, acum face ceva pentru Bucărești. Da, vezi ceva. Acum, dumneavoastră aveți o problemă, nu eu am o problemă. Eu n-am zis nimic. Câte puține ori, în timpul interviurilor luate oamenilor obișnuiți, ghidul le sugera acestora ce să spună. În momentul în care am întrebat o femeie dacă este mulțumită de nivelul de trai, aceasta s-a speriat și nu a știut ce să răspundă. Ne jun gizamida. Tamsa gizamida. Întotdeauna ghidul nota numele persoanelor intervievate. În săptămâna petrecută la Phenian, diplomatul nordcorean ne-a însoțit peste tot. Ne-am luat la revedere abia după ce am trecut de filtrul de securitate de la aeroport. Pașapoartele ne-au fost ștampilate cu viza de ieșire cu 4 zile înainte să plecăm.